Astăzi la Telematinal vedem cum arată o zi din viața unei familii de profesori dintr-o așezare în care au mai rămas vreo 100 de oameni. Zilnic fac naveta în satul vecin, au grija mai multor case și discipline, iar pe lângă munca la școală mai sunt și alte treburi prin gospodărie. Îi cunoaștem și pe soții Cernega din Rezina. El este meșter popular, iar ea, conducător al ansamblului folcloric din localitate, și-a o pasiune comună. Creează niște lumânări artizanale deosebite. Cât de interesantă e viața într-o familie de artiști și cum se împart rolurile și obligațiunile la teatru și acasă, a aflat Anatol Fornea de la actrița și interpreta Aliona Triboi. Mai avem recomandări de evenimente pentru un weekend magic în spiritul sărbătorilor de iarnă. O rețetă de sushi, ușor de gătit când ai chef, de la un bucătar șef cu experiență. Dar și informații utile din partea unui specialist, cum alegem cele mai calitative produse care să nu ne facă rău. Tot astăzi vorbim cu Daniel Jinga, directorul Operei Naționale din București, despre concertul extraordinar Împreună de Crăciun, care va avea loc pe 11 decembrie la Chișinău. Și vine în platoul nostru cu un nou videoclip, interpreta de muzică populară Larisa Sprâncean. Rămâneți aproape. Și dacă ieri am discutat despre destinațiile turistice prin zonele exotice, prin România sau nu știu, prin acele zone unde este zăpadă, unde este munți, ei uite că Ion Raelean astăzi o să ne invite în niște localități din Republica Moldova și din câte am înțeles ne face așa o incursiune pe la sudul Republicii și vedem ce locuri putem vizita în această vacanță de iarnă. Da, și într-adevăr, poate nu au reușit toți să-și rezerve o vacanță undeva peste hotare, în România, Bulgaria, și pot să, pot să viziteze Republica Moldova, nu știu, mașina, prin toate culturile. Sau pe jos, mă rog, dacă sunteți mai aproape de destinație. Cert este că trebuie să fiți cu ochii pe noi, pentru că călătorul nostru o să ne aducă niște surprize extraordinare. Da, și astăzi sunt călătoare, pentru că ne-au dus horoscopul, da. Și sperăm noi că este bun pentru o zi de vineri în care trebuie să ne relaxăm și să ne pregătim pentru weekend, să intrăm cu multă energie pozitivă. Noi am avut ieri în calitate de invitată pe Camelia Florescu, da. Interpreta care a susținut și un concert ieri, începând cu ora 18:00, și ne-a transmis un mesaj cum că horoscopul a dat un 10. Ea este scorpion de zodie și uite că ne-a transmis un mesaj că pe bune așa și s-a întâmplat. O soluție bună i-a venit la îndemână ieri. Vezi, poate și azi e foarte veridic horoscopul, să-l dăm. Hai să aflăm. Deci astrologii au vești bune și întrebând surprize frumoase pentru unele zodii, mai ales în plan amoros. Se topește zăpada în sufletul unora. Așa, nativii berbec sunt sceptici, parcă și-ar dori o nouă relație de dragoste, dar sunt neîncrezători atunci când o persoană se apropie de ei. Sfatul zilei este să vă acordați mai mult timp. Stai, vor să se îndrăgostească. Uite, aici, mi-am pus și eu întrebare. Vor să se îndrăgostească, dar nu sunt încrezători. No, eu altfel mi-am pus întrebare. Deci, da. O nouă relație de dragoste, având acum altă relație de dragoste de care poate s-a plictisit și nu mai vrea să mai investească în această relație și vrea o altă relație. Aici m-am pus eu așa ca... Poate cineva se regăsește, nu? Și poate totul se face spre bine. Să treacă totul cu bine la ei. Și taurii trebuie să fie mai hotărâți în a-și exprima sentimentele față de partener. În planul carierei însă vă descurcați foarte bine și ziua vă aduce câștiguri financiare. Doar partenerul de viață trebuie să fie mulțumit. În restul totul e ok. Da, hai să vedem și la gemeni. Gemenii vor rezolva mici probleme de sănătate care în ultima vreme le-au cam dat bătăi de cap. Așa, sănătatea e pe primul plan. Dacă nu mai discutăm și noi aici despre sănătate, la muncă veți fi organizați și eficienți, iar cu ajutorul unui coleg care vă prețuiește, e posibil să obțineți și o avansare. Dar mai sunt așa colegi care... Adică, ce-i cu întrebarea asta așa dură, încă în adresa mea, știi? Mai sunt așa colegi? Nu sunt, Alexandre, adică unii au parte, rar de așa bine, colegi. Bine, ești unul dintre ei, am mare noroc la... M-ai supărat, dar hai să vedem, poate racii vin astăzi hai cu vedem. Vești cum că stai fără griji, nu ascultă ce spun colegii, o spun așa din inerție. Astăzi, racii vor fi în centrul atenției, dar tu ai reușit să fii în centrul atenției, chiar dacă nu-și doresc neapărat acest lucru, spre seară veți avea parte de relaxare.
și liniște în familie. Vreau să trec la partea de seară, se poate, da? De e ce? Posibil. Da, să mă relaxez, că nu mai vreau să umblu toată ziua. Mai rabdă, până atunci mai ai încă să treci peste partea asta. Ești alături de mine și de telespectatori, așa că cu brio să treci de partea asta. Bine, noi continuăm cu subiecte frumoase chiar la început de emisiune și vrem să vă spunem că de obicei omul nu pleacă de bunăvoie de acolo unde se simte bine. O face fie de nevoie, fie că urmează o dragoste în viață. Altfel, nu ai cum să înțelegi cum au ales să trăiască o familie de profesori într-o așezare cu vreo 100 de oameni doar. Și zilnic să facă naveta în satul vecin ca să învețe generații de copii, iar pe lângă toate să mai țină și o gospodărie mare. Colegul nostru, Alexandru Leahu, a fost în satul Curtoaia din raionul Ungheni și i-a cunoscut pe Ion și Veronica Budrug. De peste 30 de ani se trezesc la ora 5, dau mâncare la animale, după care la ora 8 merg la școală. Dumnea ei e profesoară de clasele primare, iar dumnealui de educație fizică, biologie și chimie. Cum arată o zi din viața lor, vedem în următorul reportaj. 30 de ani. Pentru o familie de profesori din satul Curtoaia, raionul Ungheni, toate diminețile încep așa. De peste 30 de ani, Ion și Veronica Bodruc se trezesc la ora 5 ca să reușească toate treburile prin o gradă. Noi ne trezim foarte devreme, suntem foarte matinali, pentru că altfel nu reușim. Avem într-adevăr de toate. Cred că toate tipurile de păsări și toate tipurile de animale care le sunt la o gospodărie a unui moldovan. Avem vacă, cal, oi, porci, doi, păsări. De obicei noi vaca dimineața o mulgem și seara. Până la ora 6 noi trebuie să mulgem vaca, că trebuie să reușim să dăm și vaca la rând. Este oră și la țară, nu e așa, pur și simplu, tot e programat, că altfel nu reușim. Nu e nici ora 8. După muncile gospodărești, soții urcă în microbuzul pentru elevi și merg la serviciu în satul vecin. Munca de acasă e acasă, dar trebuia să ne încadrăm și să fim la nivel și pentru profesia noastră. Dacă te duci în fața copiilor așa, din întâmplare, m-am trezit, mă duc și nu știu cum, nu este succes. Fac naveta zilnic și le ia cam 20 de minute până ajung în gimnaziul din Hârcești, unde învață aproape 100 de copii. Hai, asemenea, o zi frumoasă. La 8:30 încep lecțiile. Bună ziua, pui de soare! Bună ziua, doamnă învățătoare! Bravo, bravo, ne așezăm. De 33 de ani, doamna Veronica Bodrug este învățătoare la clasele primare. Astăzi vom vorbi despre grupul de litere C. Hai să lucrăm cu manualele noastre, să vedem cine vedeți voi în imagine. E și dirigintă la două clase, întâi și a patra. Tot mai puțin și mai puțin rămân. Și în clasele a patra, care sunt acum, au fost 14 copii în clasa întâi când i-am luat. Și pe parcurs au plecat în Rusia, în Germania. Acum în clasa a patra am rămas cu 6 copii. Aceeași situație e și în clasa a întâi. Acum sunt 9, am avut 10 chiar zilele trecute, au plecat un elev la Chișinău. În satele mici, unde sunt îndepărtate de centrele raionale, chiar e greu de supraviețuit. Așa, 6 arici, i-am numărat. Pe cine mai vedem noi în imagine? Ion? O ciocănitoare. Unde este ciocănitoarea? Învăța scriu și a citi. Să fim cuminți, să nu alergăm prin școală, prin clăs. Să nu fugim prin coridoare, că ne iarnă să nu ne îmbăzim cu mâinile goale cu omăt. M-am ghidat totdeauna după idee din ce ai fără ai. Și e bine. Când omul muncește, dintotdeauna mi-am dorit să fiu profesoară. Cu un etaj mai sus are lecții soțul dumneaei, care e profesor de educație fizică deja de 36 de ani. La fiecare lecție antrenează concomitent două clase. Vădărirea! Da! Cocolerii se stângă la pas. Mars! Îmi vine cam greu că nu se știe vârstă, știți, trebuie să găsești la fiecare dozare, în primul rând, ca să nu acaleșim. În orice situație, are grijă de elevii săi. Ca copii să crești sănătoși, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, altfel geaba-i crește. Din acest an, Ion Bodrug predă și alte două discipline. Bună ziua! Bună ziua! Așa-ți. Astăzi, noi la chimie avem o temă de pregătit. Arderea, da? Am ajuns să fiu profesor de biologie și chimie din cauza lipselor cadrelor didactice. Fiindcă la sat, în genere, astăzi e criză de cadre. Câte elemente avem aici?
două, carbonul și oxigenul. Mai dăm alt exemplu. Ceva lucruri din viață v-a învățat? Da, să fim înțelepți, să fim ascultători, să avem curaj. Este foarte înțelept, este adolea tata nostru. Mereu ne îndrumă, ne dă un sfat bun. El ne-a învățat noi să fim ascultători, să nu mințim, să ne ajutăm între clase. Nu m-am gândit niciodată că o să predau chimie și biologie. Biologie și educație fizică cam să au o legătură strânsă, fiindcă tot timpul grupul de mușchi care lucrează, ce organe, cazul, dar și noi le studiam la biologie, dar aici le vedem în practic cum funcționează. E ora 14, soții Bodrug au încheiat orele și merg acasă, unde îi așteaptă alte treburi de făcut. Un profesor, cu salariul lui de profesor, clar că nu se descurcă, pentru că noi avem 4 copii, 4 fete, la toate le-am făcut studii superioare, am făcut 2 nunți, am făcut cu mătrii, i-am ajutat și clar că numai din salariul profesor noi nu ne descurcam. De aceea am fost nevoiți să ținem pământ, cote, am cumpărat mult pământ, livezi, animale, toate necesită muncă. Am venit în această localitate cu mulți, mulți ani în urmă, dintr-un sat mare, frumos, foarte greu mi-a fost să mă adaptez. În satul Curtoaia au rămas mai puțin de 100 de oameni. În localitate nu este nici măcar un magazin, dar aici trăiesc oameni plini de viață și cu drag de muncă. Dar trebuie să fie un exemplu pentru noi această perseverență și dedicare. Exact. 30 de ani, de la 5 dimineața, mai în îngrijire și o gospodărie, dar cel mai important să transmiți cunoștințe generațiilor tinere care au mare nevoie de acest lucru, să ai un dascăl, să ai un mentor în viața ta și uite că o mare închinare pentru acești oameni. Da, bine, noi în continuare și pentru că în această săptămână a fost marcată și Ziua Mondială a Solului, vorbim în continuare despre pământ, pentru că pământul ne hrănește, iar noi trebuie să-l răsplătim cu grija noastră. Și deși ne lăudăm cu faptul că suntem o țară agrară și avem soluri fertile, iar fructele noastre, legumele, ciorelele sunt calitative, realitatea însă spune altceva. Totuși, în timp s-au schimbat multe lucruri și nu neapărat spre bine. Care e calitatea apei și a solului? Cum e tratată acesta pentru a produce cât mai mult? Și dacă mai putem vorbi despre o agricultură ecologică, aflăm în continuare de la domnul Valeriu Cazac, expert de mediu, și Gheorghe Jigău, profesor universitar la USM. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, noi ne lăudăm, cum am spus, cu fertilitatea solului, cu radă bună, sănătoasă, cu fertilitate, dar ce avem în prezent? Care este calitatea solului acum? Și voiam să fac referință și la filmul Grădina Sovietică de Dragoș Turea, dacă îl cunoașteți, și să ne spuneți cum s-au schimbat între timp lucrurile. Știți, iată, am zis că cam care ar fi situația, ne lăudăm. Este un banc, lăudați-vă, dar e mai rău când știi realitatea. Oh. Mm-hmm. Oh, și care este realitatea, domnule profesor? Problema cea mare care o avem noi este eroarea în care am fost induși toți, considerând că solurile noastre sunt de cea mai mare putere și pot să facă față la orice pericol și la orice încadrare a noastră în funcționarea lor. Încât, dacă e să vorbim care este starea actuală a solurilor, deci este suficient să spunem că circa 80% din întreaga suprafață a spațiului arabil sunt afectate de procese de dehumusiere, conținutul de humus alcătuind sub 3%. Sub 3. Pentru comparație, cu toate că eu întotdeauna sunt împotriva unor atare comparații, dar pentru comparație, când au fost făcute primele evaluări în zona de nord a Republicii, conținutul de humus în solul evaluat, în stratul de la suprafață, alcătuia 52%. Ei, acum că dacă ne ducem că sunt la 3%, dați seama că s-a pierdut aproape jumătate din humusul acela. Bine, este o marjă de eroare, pentru că atunci era o metodă de determinare, acum este altă metodă. Dar cert este că lucrul ăsta se întâmplă.
Acum, pe de altă parte, ne s-a implicat factorul ăsta și el, în principiu, este un factor cu impact permanent, schimbarea climei, fie într-un sens, fie în altul. Clima se schimbă la scara geologică a timpului, vrem noi sau nu vrem. Altceva că începând cu anii 80 ai secolului trecut, fenomenul ăsta s-a intensificat. Încât, în condițiile astea, când cantitatea de materie organică este insuficientă pentru a asigura funcționalitatea tuturor celorlaltor nivele de funcționare a solului, el a devenit foarte vulnerabil la schimbările climatice. Dacă... Și iată toate bociile astea care sunt acum cu... Am avut secetă și mai dați-ne niște ajutoare și așa mai departe. Sunt legate anume de lucrul ăsta. Oamenii noștri însă nu vor să înțeleagă lucrul ăsta. Că ei poartă vina pentru ceea ce se întâmplă și chiar zilele trecute am zis, oameni buni, ăsta e rodul activității domniilor voastre. Dar ce anume e în activitatea lor că a dus la degradarea solului? Păi, deci, haideți să vă zic ceva. Iată, atâta ei vorbesc, udobrenia. Ei nu știu de fertilizant, el știe de udobrenia. Păi, încă în 1893, unul din cofondatorii pedologiei naturaliste, Kostichev, scria că ferita sfântul să pătrundă în spațiul nostru cu cernoziomuri, sistemele agricole practicate în Europa bazate pe fertilizare minerală. Păi ei nici n-au auzit de cernoziomuri și noi preluăm de la ei tehnologiile alea, au intrat, au pătruns totuși aici, în spațiul deci, cernoziomic, ca mai apoi să se găsească o personalitate. Nu vreau să-i numesc numele. Să implementez lucrul ăsta și la noi în Republică. Da. Pe când, eu vreau numai un moment încă vreau să vă atrag atenție. Doi copii de-ai mei, absolvenți de-ai mei de la Universitatea din Iași, recent au găsit o carte scrisă de un basarabian, Eugeniu Giurcea, publicată profesor la liceul din Botoșani, publicată în 1908, care încă atunci scria că sistemul ăsta de fertilizare este cu risc pentru noi. Cartea, mai întâi de toate, nu știa în istoria pedologiei române, cartea asta nu există. Acum, mă rog, o am deja în original, o am toate astea, dar asta este eroarea care a făcut-o noi. Într-adevăr, este o mare greșeală pe care o comit foarte mulți, dar cum ajungem noi să reparăm poate greșelile? Domnule Cazac, există vreo soluție? Soluțiile tot timpul sunt, dar dacă nu depășim un grad de punctul acela de reversibil, că unele terenuri arabile care le avem în țară și la nivel planetar, dar deja acțiunile astea intensive și extensive a agriculturii și, cum spunea domnul profesor, o dobrinizare, o mineralizare, desigur pot să aducă la punctul critic atunci când solul acela devine cu tot degradat și nu mai poate fi utilizat și nu mai dă roada aceea. Dar procesul de restabilire, vedeți că am vorbit despre acest conținut de humus de la 5 la 2, 2 în 3,5 procente care această parte organică a solului a dispărut. Cel mai important este humusul în sol și atunci dacă el dispare, atunci terenurile acestea arabile devin seci, ori fertile și nefertile și nu mai poți utiliza acest teren. Desigur, tehnologiile pot exista de restabilirea unor terenuri, dar asta poate să dureze sute de mii de ani, fiindcă solul s-a format în perioade geologice lungi, de milioane de ani. Dar o ploaie, ori o acțiune neadecvată asupra unui teren, îl poate degrada într-un anotimp, un sezon, ori într-o lucrare tehnică. Dacă să zic, oamenii, produsele care acum apar în magazine, prin pieți, ele sunt de calitate sau care este calitatea lor? Din păcate trebuie cei de la ANSA să vină aici să vă spună ce mâncăm noi, ca ce ediți în informația aceea că de calitate. Dar dacă să facem așa o paralelă cu solul, desigur, agricultura organică, oricum mai zic ecologică, acum este o
o chestiune foarte costisitoare și necesită cunoștință suficiente asupra anume despre sol. Dar putem spune cumva că solul acum este mai mult comercial decât fertil și în goană după această producție în masă și alimente, nu știu, produse care se atragă, dăunăm mai mult solului decât îi aducem un beneficiu? Dacă un răspuns nu mai da ori nu, este da, desigur, este o acțiune ofensivă asupra solului pentru a scoate roade mari momental și interesează, interesul este comercial, adică astăzi să primesc dividendele cele mari, dar nu mă interesează mâine ce o să întâmple cu această Dacă îmi permiteți, eu vreau să intervin aici, pentru că este foarte principal. Deci, noi am adus solurile actualmente la o fază când ele ne confruntăm cu niște lucruri care nu sunt cunoscute teoriei pedogenezei. Și unul din aceste lucruri este sporirea continuă a recoltelor care noi le strângem, cu toate alternarea asta pe parcursul anului sau în funcție de condițiile climatice, dar recoltele sunt în sporire, iar fertilitatea solului este în scădere. Înțelegeți? Deci, un lucru elementar. Nu s-a confundat. Pur și simplu nu se cunoaște că este fertilitatea solului care este responsabilă de procesul de pedogeneză și de, în funcție de fertilitate este reproducerea solului ăstuia și este productivitate. Băi, mă rog, noi și fără humus putem cultiva tații nisipului apă și mâncare și el o să vă dea recolte mai mari decât pe cernul de omuri. Dar altceva, că cernozomurile au anumite funcții în biosferă, anumite funcții ecosistemice. Ele sunt responsabile de starea aerului, de starea apei, de starea climei și așa mai departe, și așa mai departe. Al doilea, noi ne plângem secetă. Eu vreau să vă spun că istoria cunoaște perioade pentru spațiul nostru, concret la spațiul nostru, și mai grele, cu secete și mai grele, mai catastrofale. Astea sunt fenomene caracteristice spațiilor de stepă. Cernozomurile n-ar exista dacă nu am avea perioade secetoase pe parcursul anului, dacă nu am avea ani secetoși. Ele nu ar exista. Asta este un component cărora se datorește acumularea humusului, nu se descompune și așa mai departe. Și fac ceva agricultorii în În asta și constă. Haideți să vă zic ceva. Anul ăsta o gospodărie, nu o voi numi, că fac ăsta. De aici, din preajmă, de la Criuleni, de raionul Criuleni. Floarea soarelui pe câteva câmpuri, care sunt controlate de noi, de Laboratorul Procesii Pedogenici din cadrul Universității de Stat din Moldova, deci s-a luat o recoltă de 41 tone per hectar. Grâu s-a luat 6,8 tone per hectar și ori s-a luat 7,1 tone per hectar. Eu am în telefon o poză unde sunt câmpurile unei universități care ar trebui să pregătească specialiști, s-ar părea, și îi jale să te uiți la grâul celălalt de acolo și peste drum de țară câmpurile care le gestionăm noi cu respectivul lider. L-am prezentat și la minister. Oameni buni, uitați-vă ce se face. Și se face ceva pentru a repara chestia asta sau pur și simplu de uneori? Înțelegeți care este problema? Agricultura a devenit necontrolabilă. Asta este. Unde greșesc cel mai mult agricultorii aici? În ceea că fac cum știu ei sau al doilea lucru foarte grav care este. Iată, metoda asta no-till. Despre care se vorbește foarte mult, că e cea mai bună și așa mai departe. Unicii care dețin niște informații la lucrul ăsta este laboratorul nostru și nu arată că chiar așa e cum asta. Dar metoda, știți de unde e preluată? E preluată din Argentina. Din simplu motiv că acolo o practică. Însă acolo o practică, stratul de resturi vegetale la suprafață, ca să se descompună și să dea nutriție, pentru că ei au
cantitate de precipitații foarte mare. Deci e clar acolo că e o condiție bună. Nutriția este levigată. De aceea când se descompune aici la suprafață, se acumulează aici în stratul radicular nutriția și plantele dau recolturi. Suntem la final de... Numai o secundă. De când la noi, noi trebuie apa să o avem, dar nu nutriție. Nutriția avem. Da, domnul Cazac, aveți un eveniment? Da, avem un eveniment astăzi. Noi astăzi se desfășoară la Universitatea de Stat o conferință, conferință dedicată marelui savant academician Dimo și zilei solului. Fiindcă am făcut-o cu întârziere ca să combinăm un eveniment acesta și vă invităm presa și toți doritorii la Universitatea de Stat la orele 9, această conferință va lua startul. Dar oricum e îngrijorătoare faptul că 8 miliarde de oameni pe planetă avem, dar terenurile agricole și arabile de la an la an tot mai mici devin. Dar asta este ceea ce ne garantează securitatea alimentară la nivel național și mondial. Această conferință cred că se vor pune în discuție. Se vor pune în discuție aceste subiecte, vom vorbi despre procesele care duc la degradare solului, vom vorbi despre măsuri care trebuie luate ca să ameliorăm, ori stopăm procesele acestea. Desigur, solul necesită astăzi o atenție majoră, fiindcă este resursul natural cel mai important pentru Republica Moldova și la nivel mondial, v-am zis, el garantează securitatea alimentară. Noi avem peste 2 miliarde de oameni care astăzi sunt subnutriție și chiar avem decese de foame în Africa și în alte regiuni a globului pământesc. Dar solul este ceea ce ar putea să ne aducă bunăstare și sănătate. Sănătate, da, depinde. Foarte mult vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă dorim să aveți parte de o zi reușită. Numai bine. Vă mulțumim. O zi frumoasă. Desigur. Da, avem grijă ce facem cu pământul nostru și agricultorii, în mare parte, ar trebui să mai acorde atenție. Pentru că ceea ce crește din sol ajunge pe masa noastră, în bucătăria noastră și noi vrem să mâncăm sănătos, vrem să mâncăm calitativ și avem noroc noi de o colegă de-a noastră care știe foarte bine cum să selecteze produsele alea care sunt sănătoase și din ele să facă și ceva gustos. Da, și de curând, colega noastră, Beti Turculeț, a avut ocazia să discute cu un șef care se pricepe în bucătăria japoneză. Apropo, eu știu un lucru, Bete adoră sushi, iar asta înseamnă că am pregătit ceva interesant. Dar să vedem, poate aflăm și noi ceva nou, în caz că vrem să încercăm să facem această mâncare sunt acasă. Sunt sigur că o să aflăm, sunt sigur. Salutare, dragi prieteni, și bun găsit din bucătărie. De data aceasta să știți că nu gătesc eu, ci o va face un adevărat bucătar iscusit în bucătăria japoneză. Este vorba despre Andrei Samkov. Salutare! Salut! Vezi că din start am zis că astăzi nu gătesc eu, așa că nu cumva să mă pui la treabă. Da, Andrei, întâi de toate vreau să discutăm despre pasiunea ta. Cum și când ai învățat tu să gătești mâncare japoneză? Aproximativ peste 10 ani în urmă, când au apărut sushi-le la noi în Republica Moldova, mai ales în Chișinău, era o modă, un trend nou. Da, nu toți mâncau sushi, da, plus că nici nu la toți le plăcea. Da, sunt bucătar de preparare a sushi-lor, sushi maker. Din primii, da. Și mi-a plăcut din start procesul, evident că am început de la făcut semifabricatele, pe urmă, în etape când crești. Ai învățat secrete? Le prepari, da, toate. Sunt tare multe secrete. De la început preparării orezului până la filierea peștelui. Și mi-a plăcut și am mers așa mai departe până când am ajuns la momentul că... Că ești unul dintre cei mai bucătari în domeniu, da? Da, mulțumesc mult! Eu vreau să-mi zici ce părere ai tu despre sushi din Republica Moldova. Odată ce nu avem ocean și peștele este importat. Vreau să spun că noi, bucătarii, în general, în Republica Moldova, noi facem în așa mod, fel, ca să, din produsele care se importă, se aduc la noi, noi facem ca să fie destul, să arate destul de bine, în primul rând, și gustos. E clar că nu trăim pe malul oceanului, unde originea sushi-lor în Japonia, unde îi se permit asta să facă, dar oricum facem noi cum... Ca să fie, în primul rând, gustos, să arate bine. Fiecare bucătar, ca și fiecare gospodin acasă, așa, își dorește să arate, să fie gustos. Și să arate bine. Să arate bine. Nu l-am lăsat pe Andrei să vorbească mult, pentru că nu mai aveam răbdare să vedem cum pregătește sushi un șef specializat în bucătăria japoneză. Gătim rolul Canada, cunoscutul rol Canada, și prima etapă e filia peștele, țiparul.
În continuare, preparăm rolul. Pentru a face sushi acasă, avem nevoie de alge marine, orez, pește, cremă de brânză, avocado, sos de soia, sos yunagi, wasabi, ghimbir și neapărat un covoraj din bambus, care ne va fi de mare ajutor până deprindem tehnica rulării. Și pentru că bucătăria japoneză diferă mult față de cea românească, ar trebui să ținem cont de câteva sfaturi. Pentru a nu ne pune în pericol sănătatea, alegem doar fructe de mare proaspete, deoarece sunt un produs perisabil. Atunci când gătim sushi, orezul trebuie să fie cald. Tăiem ingredientele cât mai mici. Cu puțină practică, prepararea unor sushi acasă poate deveni o activitate distractivă cu rezultate delicioase. Și da, nu uitați să țineți cont de sfaturile bucătarului șef Andrei Samkov. Ne calmăm și alungăm. Uite, și bă, te cunoaște că ador bucătăria și japoneză și asiatică și ador sushi-li. De ce acest reportaj acum? Te încurajează să faci sushi acasă. Nu, mă, așa nu cred în chestia asta. Da. Uite, aici, probabil. Aici am coincis. Am coincis, da, nu. N-aș vrea să încerc pentru că la sigur nu-mi reușește. Nu, nu. Mai bine recomand. În ora următoare o să avem și un reprezentant de la ANSA care o să ne vorbească și despre calitatea peștelui, pentru că este foarte important că nu numai solul este degradat, dar și apele sunt la un nivel care bate alarma. Așa că avem grijă și putem să avem în bagajul nostru niște sfaturi cum să alegem peștele corect. Da, așa că stați aproape. Noi în continuare ne îndreptăm către calendarul istoric, pentru că avem și evenimente care au avut loc la data de 8 decembrie. Începem cu anul 1955, a fost instituit drapelul european, un cer format din 12 stele de aur pe un fond albastru, simbol al Uniunii Popoarelor. Începând din mai 1986, drapelul european al Consiliului Europei este și emblema oficială a Uniunii Europene. Cercul albastru și stelele aurii au fost inspirate din reprezentarea cerului nocturn. Da, albastrul a fost ales pentru a simboliza cerul și marea, iar stelele aurii reprezintă ideea de solidaritate și armonie între popoarele Europei. Da, și la început se dorea ca fiecare stea cumva să corespundă statului care intră, după care au înțeles că nu este posibil așa ceva, așa că au ales această cifră 12 ca să fie simbol al armoniei și solidarității. Și în 1765, lăsăm un pic secolul 20 pe mai târziu, americanul Eli Whitney a inventat daracul pentru bumba, care a rezoluționat și a revoluționat dezvoltarea industriei de prelucrare a acestei materii prime. Pe măsură ce producția de bumbac a crescut, cererea de forță de muncă a fost dusă la o extindere a sistemului de sclavie în sudul Statelor Unite. Astfel, inovația tehnologică a adus și provocări sociale și etice, contribuind la tensiunile care au condus în cele din urmă la războiul civil american. Eli Whitney a obținut un brevet pentru invenția sa în anul 1794. Acest lucru a evidențiat importanța protejării proprietății intelectuale și a stimulat ulterior interesul pentru brevete și inovații tehnologice în Statele Unite. Iar la data de 8 decembrie 1660, o femeie a apărut pentru prima dată pe o scenă publică engleză în rolul Desdemonei într-o producție a piesei Otelo a lui Shakespeare. Până în secolul al XVII-lea, rolurile feminine în teatru erau interpretate exclusiv de către bărbați, deoarece apariția unei femei într-un rol feminin a constituit o încălcare semnificativă a convențiilor teatrale ale vremii. Există o anumită incertitudine cu privire la identitatea actriței care a jucat rolul Desdemonei în Otelo,
iar acest aspect adaugă o notă de mister și dezbateri istorice cu privire la detaliile exacte ale acestui moment semnificativ. Cert e că intrarea femeilor pe scenă în roluri feminine a schimbat modul în care publicul percepea reprezentațiile teatrale. Și ce aveți să faceți voi fără femei în teatru? E adevărat, bine, chestia asta cumva se trage încă din antichitate, la fel din câte cunosc, toate rolurile erau jucate de bărbați și în teatrul japonez, la fel până în ziua de azi se păstrează această tradiție. Da, este un teatru popular care își are rădăcina cumva. Și tot bărbații joacă rolurile feminine. Tot bărbații, da, și să știi că în familie dacă se naște un băiat, păi băiatul este deja predestinat pentru actorie și de mic începe să învețe toate acele tehnici foarte actoricești curios pentru acel teatru popular. E bine, este motiv să felicităm toate femeile care fac actorie, nu? Da, datorită acestui eveniment, uite că au reușit și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că astfel teatrul de venit mult, mult mai fericit. Nu-mi imaginez cum noi să trăim în ziua de astăzi. Unde fără actrițe. Nu, doar să gata, hai, am plecat cu gândul. Hai să plecăm în vacanță. Plecăm cu gândul, nu doar cu gândul în vacanță, vrei? Dar și cu imaginația. În această perioadă suntem cu gândul la vacanța de iarnă și dacă unii vor să ajungă pe plaje exotice sau la munte, noi suntem convinși că și acasă avem locuri interesante. Colegul nostru, Ion Railan, care, după cum bine știți, călătorul redacției, ne-a pregătit un top al celor mai frumoase destinații din Ținutul Sorocii. Să vedem care ar fi acestea. Ținutul Sorocii, care are o încărcătură istorică și spirituală aparte, merită vizitat în orice anotimp, mai ales că aici sunt multe atracții turistice, cum nu mai găsești în altă parte. Lumânarea Recunoștinței, situată pe cea mai înaltă stâncă din Soroca, este printre cele mai importante zidiri din perioada modernă a Republicii. A fost inaugurată în anul 2004, iar asta înseamnă că anul viitor se vor împlini două decenii de la înființarea acestui monument de patrimoniu. Construcția are o înălțime de aproape 30 de metri și a fost proiectată de arhitectul Ion Pascal, pictor, scenograf, membru al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova și fost viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor. Lumânarea Recunoștinței se vede de la zeci de kilometri. În interior este un mic locaș de cult. De la Belvedere se deschide o priveliște uimitoare asupra orașului Soroca, fluviului Nistru și a satelor ucrainești din apropiere. Tot la Soroca putem vizita Mănăstirea Rudi. A fost înălțată în anul 1777 și e amplasată într-un cadru natural deosebit, în valea râului Bulboana, un afluent de dreapta al Nistrului. Carierele de piatră de la Coseuți, dar și atelierele meșterilor de acolo sunt la fel de atractive pentru turiști. Totodată puteți vizita și Mănăstirea Coseuți. Să ne bucurăm de locurile pitorești de acasă. Alte recomandări de călătorii memorabile urmăriți în emisiunea La Pas prin Țară, difuzată duminică la ora 17:00 și în reluare joi la 13:30 la TVR Moldova. Da, Ion, călătorul nu putem să nu-l invidiem, dar e invidia albă, să știi. La Pas prin Țară cu Ion Railan, acum deja știm foarte bine ce putem să vizităm acasă. Da. Da, mai economisim și bani și poate mai investim și în sistemul turistic aici de pe loc. Da, și poate vă reîntoarceți la primele ediții de La Pas prin Țară, poate vă vin și alte idei, poate nu sunteți inspirați și Ion vă ajută, așa că le urmăriți pe cele din trecut, dar sunteți conectați și la cele care urmează să apară. Exact, dacă vreți puteți, cred că să-i scrieți și un mesaj, că el răspunde, nicio problemă, așa că noi rămâne la discreția voastră. I-am dat un soi de responsabilitate lui Ion acum, dacă apelează toți telespectatorii la ei. Dar el cred că o să fie bucuros să apeleze, pentru că are și pagina lui personală pe Facebook, pe Instagram, este accesibil pentru toată lumea și sigur că îl urmăriți la TVR Moldova în acest weekend și în reluare. Bine. Noi luăm o scurtă pauză și vă dăm întâlnire în ora a doua. Da, stați lângă noi.